Salut tuturor! Bine ați venit la o seară specială dedicată unei legende vii a teatrului și filmului românesc. Astă seară vorbim despre o adevărată legendă, un om care a redefinit arta actoriei în România și nu numai. Florin Piersic, iconicul actor român, ne-a încântat pe scenă și pe ecran timp de decenii. De la primele sale roluri până la cele mai recente, a demonstrat o versatilitate și un talent rar întâlnit. E o comoară națională în România, un simbol al culturii și al artei noastre. Oriunde merge, aduce cu el o parte din spiritul românesc. Talentul lui ieși din comun. Cariera, legendară. A jucat în sute de piese de teatru și filme, fiecare rol fiind o capodoperă în sine. Dedicarea lui Piersic pentru arta sa e remarcabilă. În spatele fiecărei interpretări stă o muncă titanică și o pasiune nemărginită pentru actorie. Cariera lui e marcată de performanțe incredibile. Fiecare rol pe care l-a interpretat a lăsat o amprentă de neșters în inimile spectatorilor. E cunoscut pentru prezența sa scenică captivantă și interpretările puternice din filme. Publicul rămâne mereu fascinat de energia și emoția pe care le aduce pe scenă. De la drame istorice la comedii, le-a făcut pe toate. Versatilitatea sa este cu adevărat impresionantă, reușind să treacă cu ușurință de la un gen la altul. E un adevărat cameleon al lumii actoricești. Fiecare personaj pe care îl interpretează devine viu și autentic, datorită talentului său extraordinar. Dar dincolo de premii și aplauze, Piersic e cunoscut și pentru spiritul său incredibil. Este un om care emană căldură și bunătate, atât pe scenă cât și în viața de zi cu zi. Chiar și atunci când se confruntă cu greutăți, optimismul lui strălucește. Este un exemplu de reziliență și de putere interioară. E dovada vie că râsul și o perspectivă pozitivă ne pot ajuta să trecem prin momente dificile. O adevărată inspirație pentru noi toți, arătându-ne că viața poate fi frumoasă chiar și în cele mai grele momente. Așa că astă seară îl sărbătorim pe Florin Piersic. Talentul lui, rezistența lui, fiecare moment din cariera sa este o dovadă a dedicării și a pasiunii sale pentru artă. Capacitatea lui de a ne face să zâmbim, de a ne aduce bucurie și de a ne face să uităm de grijile cotidiene, chiar și pentru câteva momente. Îi trimitem toate gândurile noastre bune, în timp ce continuă pe drumul spre recuperare. E un adevărat icon. Să ne amintim mereu de el cu drag și să-i urăm sănătate și putere. Călătoria lui Florin Piersic a început în Cluj-Napoca, România. Acest oraș vibrant, cunoscut pentru istoria sa bogată și cultura sa diversă, a fost locul unde s-au plantat primele semințe ale carierei sale remarcabile. De la o vârstă fragedă, pasiunea lui pentru povestiri era evidentă. Era atras de scenă și de magia pe care o aducea aceasta. Fie că citea o carte sau participa la o piesă de teatru școlară, Florin era mereu în centrul atenției. Îi plăcea să captiveze publicul. Reacțiile lor, aplauzele și privirile pline de admirație îl motivau să continue și să se perfecționeze. Și ce talent avea pentru asta? Fiecare rol pe care îl interpreta era plin de viață și emoție, iar publicul simțea fiecare cuvânt și gest. A studiat la Academia de Teatru și Film I.L. Caragiale, una dintre cele mai prestigioase instituții de profil din România. Aici și-a rafinat abilitățile și a învățat de la cei mai buni. Era clar că era destinat măreției. Talentul lui era incontestabil. Dedicarea lui, de neclintit. Fiecare moment petrecut în repetiții și studiu îl aducea mai aproape de visul său. Rolul care l-a consacrat a venit în anii 60. Aceasta a fost perioada în care Florin Piersic a început să fie recunoscut pentru talentul său excepțional. A jucat în filmul istoric Daci, un film care a captivat audiența și a demonstrat versatilitatea sa ca actor. Acest rol l-a catapultat spre faimă. Premiera filmului a fost un eveniment major, iar Florin a devenit rapid un nume cunoscut. A devenit un nume cunoscut în toată România. Ziarele scriau despre el, iar fanii îl recunoșteau pe stradă. Piersic a continuat să joace în nenumărate filme și piese de teatru. Registrul lui era incredibil. De la drame intense la comedii ușoare, el a demonstrat o gamă largă de abilități actoricești. Putea juca figuri eroice, personaje principale fermecătoare și personaje comice cu o strălucire egală. Fiecare rol era o nouă oportunitate de a-și arăta talentul. Este cu adevărat o legendă a cinematografiei și teatrului românesc. Cariera sa este un testament al dedicării și pasiunii sale pentru arta povestirii.
Chiar și legendele se confruntă cu provocări. Recent, Florin Piersic s-a confruntat cu o problemă de sănătate. A suferit o intervenție chirurgicală din cauza unei infecții. Această veste i-a șocat pe fanii săi și lumea artistică. Toată lumea era îngrijorată. Operațiile au fost complexe și au necesitat o perioadă de recuperare. Au fost momente de incertitudine, dar în ciuda tuturor, spiritul lui Piersic nu a slăbit niciodată. Era hotărât să se recupereze. A dat dovadă de o forță incredibilă. Rezistența lui a devenit o sursă de inspirație pentru mulți. Ne-a reamintit că chiar și în fața adversității putem găsi puterea de a merge mai departe. Ce om! Recuperarea lui Florin Piersic a fost o dovadă a puterii sale. A abordat-o cu aceeași determinare pe care o aducea și în actorie. A urmat sfatul medicilor săi. S-a concentrat pe vindecare. Le-a oferit fanilor săi vești despre starea sa, asigurându-i de progresul său. Atitudinea lui pozitivă era contagioasă. Nu a lăsat niciodată greutățile să întunece spiritul. E un adevărat luptător. Pe parcursul recuperării sale, umorul lui Piersic a rămas o constantă. Glumea cu medicii și asistentele. Găsea momente amuzante chiar și în vremuri dificile. Râsul lui era o rază de speranță. Se spune că râsul e cel mai bun medicament. În momentele cele mai grele, un zâmbet sau o glumă poate schimba complet atmosfera. Râsul aduce oamenii împreună și creează legături puternice. Iar Florin Piersic întruchipează această zicală. El este un maestru al comediei și al teatrului, un artist care a adus bucurie în inimile multor oameni. Folosește umorul pentru a face față provocărilor. În fața dificultăților, el găsește mereu o modalitate de a aduce un zâmbet pe fețele celor din jur. Face parte din cine este. Umorul este o parte esențială a personalității sale și a modului în care interacționează cu lumea și este incredibil de inspirat. Fiecare apariție a sa pe scenă este o lecție de viață, o demonstrație a puterii râsului și a optimismului. Piersic a spus odată, viața e prea scurtă ca să o iei în serios tot timpul. Aceste cuvinte reflectă filosofia sa de viață și modul în care alege să trăiască. Și trăiește după aceste cuvinte. În fiecare zi, el caută motive de bucurie și momente de râs. Găsește bucurie în fiecare zi. Fie că este vorba de o conversație cu un prieten sau de o glumă spontană, el știe să aprecieze micile momente de fericire. Îi face pe oameni să râdă. Spectacolele sale sunt pline de energie și voie bună, iar publicul pleacă mereu cu zâmbetul pe buze. E un adevărat comic în sufletul lui. Umorul său vine dintr-un loc autentic și sincer, ceea ce îl face și mai special. Umorul lui nu se rezumă doar la a-i face pe oameni să râdă. Este și o modalitate de a aduce speranță și lumină în viețile celor care îl ascultă. Este vorba despre a găsi lumina în întuneric. În momentele cele mai dificile, umorul poate fi o rază de speranță. Este vorba despre a alege optimismul în detrimentul disperării. În fața provocărilor, alegerea de a zâmbi poate face o diferență enormă. Este un mesaj puternic pentru noi toți. Într-o lume plină de incertitudini, râsul și optimismul sunt armele noastre cele mai puternice. De-a lungul călătoriei sale spre sănătate, Florin Piersic a fost copleșit de dragoste și susținere. Fanii din toată lumea i-au trimis mesaje. Au împărtășit povești despre cum le-a atins viețile. Avalanșa de dragoste a fost incredibilă. Piersic a fost profund mișcat de sprijinul primit. Știa că nu e singur în lupta sa. Dragostea fanilor săi i-a dat putere, i-a alimentat recuperarea. Ce conexiune frumoasă! Această manifestare de susținere vorbește de la sine despre felul de om care este Florin Piersic. Nu este doar un actor. Este o figură iubită care a atins nenumărate vieți. Este o inspirație pentru noi toți. Chiar și în timp ce se recupera, pasiunea lui Florin Piersic pentru artă nu a dispărut niciodată. Vorbea despre revenirea pe scenă, tângea să se reconecteze cu publicul său. Dragostea lui pentru actorie este cu adevărat remarcabilă. A continuat să urmărească lumea teatrului și a filmului. Era dornic să vadă noi producții, era la curent cu munca colegilor săi actori. Pasiunea lui este contagioasă. Dedicarea lui Piersic pentru arta sa este o inspirație. Ne arată că, chiar și atunci când ne confruntăm cu greutăți, pasiunile noastre ne pot da putere. Ne pot aminti pentru ce trăim.
Viața și cariera lui Florin Piersic sunt o sursă de inspirație. A depășit provocările cu grație și umor și a dedicat viața artei sale. Este un adevărat icon. Povestea lui ne învață importanța rezistenței. Ne arată că chiar și atunci când lucrurile devin dificile, putem alege să mergem mai departe. Putem alege să găsim bucurie. Putem alege să inspirăm. Moștenirea lui Piersic va dăinui peste generații. Este o aducere aminte că viața este un dar prețios și depinde de noi să profităm la maximum de ea. Ce moștenie capabilă! Povestea lui Florin Piersic ne amintește de puterea râsului. Râsul poate vindeca, poate aduce oamenii împreună, poate face ca până și cele mai grele zile să fie puțin mai luminoase. Umorul lui Piersic este un dar. Este un dar pe care îl împărtășește cu generozitate lumea și este un dar care continuă să dăruiască. Ne învață să nu ne luăm niciodată prea în serios. Ne reamintește să găsim bucurie în neașteptat. Așa că în seara asta, hai să luăm aminte de la Florin Piersic. Să râdem puțin mai tare, să găsim bucurie în fiecare zi, să sărbătorim momentele prețioase ale vieții. Florin Piersic este mai mult decât un simplu actor. Este un simbol al rezistenței. Este un avocat al râsului. Este o comoară națională. Este un adevărat icon. Povestea lui este o dovadă a puterii spiritului uman. Este o inspirație pentru noi toți.